accidentul s-a petrecut pe o trecere de pietoni semaforizată. Un bărbat de 62 de ani s-a angajat în traversarea străzii pe culoarea verde a semaforului fără să se mai asigure. Acesta a fost izbit în plin de o autosanitară care aparține unității militare din Bârlad și care se afla în misiune. În urma impactului, victima a suferit policontuzii și a fost transportată la spitalul de urgență din Bârlad. În acest moment se află în afara oricărui pericol. Autosanitara avea semnalele luminoase în funcțiune și transporta un militar la spital. Șoferul autosanitare, în vârstă de 35 de ani, s-a ales cu dosar penal. El este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta a fost preluată în acest caz de parchetul militar Iași.